Bună dimineața! Voi încerca să aduc o lămurire pentru oamenii care s-au simțit mințiți de acel anunț făcut de Marcel Ciolacu, care le dă o informație publică cetățenilor care au avut acel card de energie și cei care nu au reușit să plătească energia cu întreaga sumă de pe card sau nu au plătit deloc de pe acel card. Marcel Ciolacu spunea într-o declarație publică că acei oameni care nu au făcut plăți pot să-și primească banii, restul de bani sau banii întregi de pe acel card, nu trebuie decât să meargă la oficiul poștal. Ei bine, informația reală este următoarea. Cei ce nu au reușit să achite întreaga energie sau nicio sumă de bani din acel card pentru energie sau pentru gaz, trebuie să meargă și să-și achiziționeze lemne, peleți, etc. și cu bonul ori factura de pe masa lemnoasă ori de pe peleți să meargă la poștă și atunci li se va deconta suma respectivă. Deci nimeni din Poșta Română nu va plăti pe acel card de energie banii dacă dumneavoastră, dragi cetățeni, nu vă cumpărați lemne de ei. Sănătate sau pereți, Doamne ajută. Asta este informația adevărată. Deci, nu primiți banii. Trebuie să vă cumpărați lemne ori pereți. Și Poșta Română vă va deconta până la 1400 de lei dacă îi mai aveți pe card.